Jaja, Bajola, Baba! Salutare sucevenilor, pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi într-o zi în care vrem să vorbim despre Ziua Americii, mai precis Independence Day, the 4th of July, 4 iulie. De ce? Pentru că e o zi mai specială pentru ei și sunt ceva mai patrioți, să spunem așa, poate chiar și decât noi. Vrem să aflăm ce gândește suceveanul despre americani, îi apreciază sau nu, ce nu le place la felul lor de a fi și, eventual, dacă mai sunt românii sau nu americanizați. Pentru că, într-o vreme, trebuie să recunoaștem că am fost. Acum suntem, poate, mai europeni. Sau poate nu. Să aflăm. Nu știu. Nu știu. Ziua lor națională. Ziua independență, poate. Sărbătoresc, nu știu, știu, e ziua Statelor Unite, ziua Republicii, cum ar fi și la noi. Ziua Americii. La americani ce-mi place? Îmi place oricum modul de asociere cu ceilalți oameni. Așa, modul de a vorbi, modul de a se comporta. Americani? Da. Ca nație, ca persoane. Felul lor de a fi? Nu prea multe. Nu-mi place nimic. După cum am văzut în spitale, norocire și ei prin spitale, trebuie. Eu locuiesc în Germania, așa, știu ce e în Germania. Poate, eu știu, civilizația, altceva ce să-mi placă. Place diversitatea lor. Se țin cam, cum să spun eu, cam măreți ei, așa, în felul lor de a fi ca mare putere. Cum gândesc ei cu mentalitatea lor? Ar trebui să fie un pic mai pașnici. Așa. Vedeți? Sunt multe. Sunt multe. Și nu-mi place? Îmi place tot. Războaiele nu-mi place. Păi ce să nu-mi placă? Furtunile care sunt pe acolo, taifunuri, eu știu ce mai sunt. Furtunile, taifunii. Cum a evoluat, cum s-a fondat, da, știu, prin războaiele avute între nord și sud, pe urmă, prin unirea celor două americi, America de Nord și cea de Sud, pe urmă, eu știu, celelalte state din jur care s-au alipit. Nu prea, încă n-am învățat. Nu. Încă nu am învățat. Nu știu eu prea multe, deși este istoric. Cum s-a fondat? Da, bine, s-a fondat din atâtea sătuleați acolo, din colonii veniți, așa, irlandezi, câți așa, alții așa. Acolo. Nu prea știu eu, nu prea știu despre America. O emigrat acolo, au fost niște popoare migratoare acolo și... Cam asta știu. Statele Unite e format, de fapt, din popoare care au migrat în acolo. Altceva nu știu. Anglia ar fi declarat Statele Unite sau nu știu cum. Nu știu. Nu știu exact. De ce să spun dacă nu știu exact? Nu, n-aș putea să spun prea multe... 4 iulie, ziua Americii, ziua independenței și așa mai departe. Se pare că sucevenii încep să nu mai fie așa de interesați. Într-o vreme eram atrași de ceea ce însemna America. Se pare că după ce am devenit europeni, facem parte din Uniunea Europeană, nu mai este așa de interesant. De ce îl am pe Ciprian alături de noi? Vă spuneam ieri de un premiu. Ei bine, Ciprian este unul dintre cei care ne urmărește cel mai des și mai mult decât atât ne trimite cele mai multe idei prin SMS la 0744238830 și cu această ocazie îi dăm o invitație, să spunem, de două persoane. Cu aceasta poate să meargă la Power Gym în Burdujeni, unde va face mușchi. Cu cine vrei să mergi? Cred că cu fratele meu. Cum ți-au venit așa de multe idei pentru viața în Suceava? Pur și simplu îmi vinea așa în minte. De exemplu, dacă urmăream diferite emisiuni, fel de știri, de mondeni, simplu vineau așa. Am înțeles. Din... Dacă urmărești emisiunea asta și eu cu idei din asta, mai simplu. Din viața de zi cu zi, pur și simplu. Și unele dintre cele mai bune emisiuni au ieșit pe baza ideilor date de tine. Îți mulțumim mult și spor la făcut mușchi.
plăcere. Câte mai multe emisiuni și eu să mai dați mai premii, mai multe. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța.